Președintele Consiliului Județean, Adrian Țolea, ne-a asigurat ieri că totul este sub control. Asta după ce cu jumătate de oră în urmă, Bojin spunea tot la VSTV Regional că zmurdul este al locuitorilor de pe Bega. Prefectul de Arad nu a schițat niciun gest. Am vorbit cu persoanele acreditate, respectiv cu secretarul de stat din Ministerul de Interne, domnul Arafat, cu domnul secretar de stat din Ministerul Sănătății, ca în urma realizării pistei de la Spitalul Județean din Timișoara, elicopterul, într-un fel să zicem, să vină acasă, pentru că el a fost repartizat pentru Spitalul Județean Timișoara în 2011, datorită neregulilor în ceea ce însemna parcarea și posibilitatea de pistă pentru decolare, aterizare la Timișoara, s-a hotărât ca până la clarificarea și rezolvarea acestor probleme, elicopterul să fie dus la Arad. În urma presiunii mediatice, doi parlamentari de Arad, Igaș și Căprar, au reacționat și ne dau asigurări că elicopterul zmurd nu va fi luat de la Arad și transferat la Timișoara. Ceilalți șapte încă nu au schițat nicio replică. Președintele Consiliului Județean, Adrian Țolea, a spus că problema nu este nici politică, nici jurnalistică. Nu cred că e normal să fie schimbată locația. Și eu voi face tot ceea ce depinde de mine pentru ca acest elicopter și, practic, baza Smurd să rămână la Arad, așa cum a fost gândită ea încă de la început. Doresc să mai precizez că elicopterul nu este nici al Consiliului Județean Timiș, nici al Consiliului Județean Arad, el este al Ministerului de Interne. Așa a fost de la început și este în proprietatea Ministerului. Și fac pe această cale un apel și la prefectul județului Arad să aibă discuții la nivelul ministerului, pentru că prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu și să aibă discuții în așa fel încât să nu existe schimbări. Încă o dată, noi oferim toate condițiile financiare, tehnice, administrative pentru ca acest elicopter smurd să funcționeze în condiții foarte bune la Arad, la aeroportul din Arad. Adevărul este undeva la mijloc și cei care îl știu probabil nu își asumă riscul să fie făcut public, cel puțin nu deocamdată.